Aceasta este imaginea Emiratului Abu Dhabi pe care o vedem de la etajul 17 din hotelul nostru. Suntem înconjurați de niște zgârie nori. Dar în dreapta se vede golful Emirates Palace. Iar în stânga un Abu Dhabi alb. Este o piscină la acest etaj, la ultimul etaj. Este și sala de mic dejun. Am observat că obișnuiesc aceste hoteluri să aibă piscină toate la ultimul etaj. În depărtare vedem din nou golful. Am fost mai devreme jos, am căutat niște farmacii. Și să știți că bate vântul printre aceste blocuri, pentru că suntem foarte aproape de apă. Avem o priveliște minunată cu acest Hotel Palat, să zic așa. Am înțeles că familia regală din Abu Dhabi deține câteva apartamente aici, însă el se poate vizita. Vom vizita, vă dați seama, și noi. Vom vizita și moscheea Sheikhului Zayed, cea mai mare moschee pe care o au Emiratele Arabe. Ea este făcută în acest emirat, în Emiratul Abu Dhabi. Cel mai mare din cele 7 emirate. Dubaiul este pe locul 2 ca mărime. Foarte multe clădiri noi din sticlă. Are ceva așa american Abu Dhabi-ul în imaginea pe care o are. Se îndepărtează ușor de cultura deșertică a beduinilor, dar în esență aici au fost sate de beduini care se ocupau cu culesul perlelor din apă sau creșteau cămile. Dar astăzi a devenit un simbol al opulenței, atât Abu Dhabi, dar și Dubaiul chiar mai mult. Acesta relativ este un hotel ieftin, am dat 300 de lei pe noapte. Și hotelurile ieftine au piscină și au camere imense, pentru că aici, fiind deșert și construindu-se totul de la zero, și-au permis să nu facă economie de spațiu. Baia este cât o cameră obișnuită de hotel din țara noastră, dacă nu și mai mare, iar camera este cât vreo 3 camere de hotel din țara noastră. Vom avea și alt hotel în Abu Dhabi la care vom sta, un Ramada, cu vedere spre apă, tot cu piscină pe acoperiș. Așa, asta este prima impresie pe care ne-am făcut-o. Am ajuns de curând, abia ce ne-am cazat, am dormit câteva ore și am luat și noi cunoștință cu împrejurimile hotelului și cu hotelul. Am făcut acest film pentru a vă familiariza cu modul în care arată hotelurile din Abu Dhabi. Nu sunt atât de scumpe pe cât ne-am imaginat. Și dacă nu aveți pretenții chiar mari legate de lux și toate mesele pe zi, și nu vă recomand toate mesele pentru că n-ați mai apucat să vizitați, atunci un astfel de hotel este potrivit. Salutare din Abu Dhabi!